Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Drochia! De cutiile cadou oferite în cadrul campaniei O nouă viață au beneficiat proaspetele mămici de la maternitatea din orașul Drochia. Cu mai multe detalii la acest subiect vin colegii mei. Proaspetele mămici de la maternitatea din orașul Drochia au primit în dar cutia cadou oferită în cadrul campaniei O nouă viață, inițiată de fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Produsele pentru nou-născuți sunt de strict necesitate în primele săptămâni după apariție pe lumea copilului. Femeile spun că toate lucrurile primite sunt foarte utile. Suntem foarte bucuroși că și la noi în raion Fundația Edelweiss ne-a oferit acest mic cadou. Ne bucurăm foarte mult și toate lucrurile sunt foarte necesare pentru primele zile a copilașului. Noi suntem pregătiți, dar nișa este, nu o să ne fie, o să ne fie de ajutor. Este foarte plăcut din partea lui domnul Plahotniuc că ne-a dat tot ce este necesar din primele momente pentru copil. Ne bucurăm că suntem luați în seamă și suntem foarte bucuroși. Este tot ce este necesar pentru micuț. În orașul Drochia, campania O nouă viață se desfășoară de mai mult timp. Proaspetele mămici sunt încântate de darurile primite. Хотелось бы, конечно же, сказать большое спасибо за такой прекрасный подарок. Действительно, в этой коробке есть все, что необходимо ребенку на первые дни его жизни. Большое спасибо хотелось бы выразить, конечно же, создателю данной организации Владу Плахотнику, выразить компании Edelweiss большое спасибо. Mariana Grosu a devenit mamă pentru a cincea oară. Bucuria s-a înmulțit atunci când a primit daruri de la Fundația Edelweiss. Mai avem încă trei băieți și o fetiță. Și asta este a cincea fetiță. Oxana Foca, împreună cu micuța Amelia, este așteptată acasă de soț și încă un băiat în vârstă de 4 anișori. Ea spune că prima jucărie primită în dar o vor păstra cu atenție. Tare mult ne-am bucurat chiar de prima jucărie. O să fie un cadou minunat și când o să crească mare să-l păstrăm. O să-l facem un cadou când o să fie mare să înțeleagă fetița noastră. Chiar și aspiratorul pentru nas, espumizanul, toate sunt de folos pentru fetița noastră. Ne bucurăm tare mult că această fundație a ajuns și la noi în raion. Timp de 4 luni, femeile care aduc pe lume copii la maternitatea din orașul Drochia beneficiază de un astfel de cadou. 24 de maternități a Republicii Moldova, maternitatea raionului Drochia a primit cadouri de la Fundație Edelweiss, fondatorul domnul Plahotniuc, pe 21 martie 2018. Cunoaștem că procesul de naștere este dolor, emoțional, dar a doua zi sau chiar în prima zi, reprezentantul Fundației Edelweiss, Viața Nouă, compania, aduce cadouri mămicilor. Le felicită cu nașterea nou-născuților, le mânează un box pentru nou-născuți. Atât lucrătorii medicali cât și autoritățile publice locale salută inițiativa Fundației Edelweiss de a desfășura campania în maternitățile din țară. Așa, acțiune este binevenită pentru raionul Drochia. Suntem foarte bucuroși că a ajuns la noi în Drochia compania Vlad Edelweiss O nouă viață. Sunt foarte benefice lucrurile care sunt în această cutiuță pentru noi născuți, căci sunt de la prima zi de naștere până la câteva săptămâni un ajutor foarte bun pentru mămicuțele care au dat viața la noi născuți, pentru că dacă dai viața la un copilaș, înseamnă că ai și o speranță.
Cutiile O Nouă Viață a ajuns în casele mai multor familii din întreaga țară, iar fiecare obiect din cutie este ales cu atenție și mult drag pentru micuți, a menționat directorul executiv a Fundației Edelweiss. Suntem prezenți în 24 de centri perinatale din Republica Moldova. Suntem la Cimișlia, suntem la Rușcani, suntem la Fălești, suntem la Nesporeni, la Cea Lungă, suntem în Ungheni. Astăzi am venit în vizită la maternitatea din Drochea, am găsit și aici mămici fericite, am găsit mămici care erau la prima experiență, la cincea experiență de naștere. Noi suntem extrem de încântați că putem să fim alături de beneficiarele noastre. Am ales toată gama de obiecte care este inclusă în cutie cu cel mai mare drag. Ne-am gândit minuțios asupra fiecărui obiect pe care l-am inclus acolo, deoarece chiar ne-am propus să fie niște obiecte utile din primele zile de la nașterea copilașului și le dorim tuturor copiilor un bun venit pe lume. Campania O Nouă Viață până la moment a adus bucurie celor peste 80 de mămici din raionul Drochea. În continuare vor beneficia de cutia cadou și alte mămici care vor aduce pe lume micuții până la sfârșitul anului 2018. Veronica Cebotari, Anton Ciornăi, TV Drochea. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi tarife plafon pentru carburanți valabile pentru următoarele două săptămâni. Astfel, de mâine, prețul unui litru de benzină premium 95 nu va depăși 19 lei și 10 bani, un plafon micșorat cu 5 bani decât cel de până acum. Pentru un litru de motorină, șoferii vor achita un preț care nu va trebui să fie mai mare de 17 lei, un plafon de asemenea redus cu 9 bani față de cel anterior. Prețurile noi vor fi valabile până la 10 iulie. Performanța impresionantă a Naționalei Moldovei de rugby 7. Haiducii au cucerit medaliile de bronz la campionatul european Conferința 1. Echipa noastră a înregistrat 4 victorii și 2 înfrângeri la turneu. Campionatul european de rugby 7, Conferința 1, s-a desfășurat la Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei. În istoria participării la campionatul european de rugby 7, cea mai bună performanță a Naționalei Moldovei rămâne locul 3 în eșalonul superior la turneul din anul 2007. Doamnelor și domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Drochea. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.